suceveni ce în vârstă de 14 și 18 ani au suferit leziuni ușoare, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni de pe marginea DN2H în Mișouți. Accidentul s-a produs duminica trecută și a fost provocat de un localnic în vârstă de 19 ani. Victimele sunt tot din Mișouți. Tânărul de la volan a efectuat o manevră de mers cu spatele, însă nu s-a asigurat cum trebuie. El a pierdut controlul asupra direcției și a intrat într-un grup de persoane aflate lângă șosea. Șoferul nu era băut. Sâmbătă și duminică la Siret a avut loc cea de-a 16-a ediție a Festivalului Minorităților Conviețuiri, organizat de Uniunea Ucrainenilor din România, ținutul Bucovina, Departamentul pentru Relații Interetnice, Primăria orașului Siret și Centrul Cultural Mihai Teliman. La eveniment au participat formații artistice ale minorităților greacă, polonă, germană, ucraineană, rusă, lipovenească. Atracția principală a manifestării a fost un ștergar lung de 9 metri și lat de 85 de centimetri, căruia i s-au adăugat dansurile și costumele naționale ucrainene. Rodat de 1350 de oameni, s-a muncit 2 ani la realizarea lui. După expoziția din Siret, alte manifestări culturale cu specific ucrainean vor fi în Botoșani și Maramureș.